Județul Mehedinți pe podium la prima ediție a campionatului internațional de șah. Elevii de la Colegiul Național Pedagogic Ștefana Dobleja și Școala Generală numărul 14 din Drobeta Turnu Severin s-au întors acasă după participarea la prima ediție a campionatului de șah, desfășurat în perioada 3-9 iulie la Palatul Culturii din Ploiești. Nicoleta Anastasia, Dunărințu Ianis Nicola, Tărăbâc Ianis Andrei, Acuța Daria Alina, felicitări! Luna iulie acestui an a început cu Festivalul Internațional al Șahului în școală, unde sute de participanți s-au duelat în cel mai aprig sport al minții. Având susținere necondiționată din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cei mai buni jucători de șah din județul nostru ne-au reprezentat la această competiție. Pentru jucătorii de șah din județul Mehedinți, luna iulie nu a început cu o excursie la mare, ci una la Ploiești, acolo unde s-a desfășurat Festivalul Internațional al Șahului în școală. Echipe de șah din județul nostru au participat la această competiție, sub atenta coordonare a profesorului Daniel Moți. La competiție au participat 75 de echipe de pe 4 continente. Dunărințu Ianis, Tărăbâc Ianis, Ancuța Daria și Antonescu Anastasia de la Colegiul Național Ștefano Dobleja au reușit performanța de a urca pe podium, ocupând locul 14 în lume, obținând 5 puncte din 7. Mă duc, am participat la acest concurs de șah. Împreună cu echipa mea am luptat până la final. Mulțumim tuturor care ne-au susținut și care au avut încredere în noi. Și acum în școală peste tot luptăm pentru primul loc. Tărăbâc Ianis a fost căpitan de echipă, acesta dorindu-și cu tot sufletul ca echipa pe care o conduce să fie pe podium. Totodată a obținut locul 2 și la Blitz. Am luptat cu toată inima pentru ca echipa mea de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja să fie pe podium. Cum ți s-a părut experiența asta? Mi s-a părut foarte frumoasă. Mi-am făcut și mulți prieteni, am jucat șah alături de copii foarte buni. Cum a fost să fie acolo pe podium? A fost foarte frumos. Ne-am aplaudat toți copiii, toți. Sentiment unic. Da, foarte unic. Această experiență mi s-a părut una foarte frumoasă și emoționantă, dar care ne-a adus o mândrie clubului nostru. Ce loc ați obținut voi? Noi am obținut locul 14 din 75 de țări participante. Este pentru prima dată când ai participat la un astfel de festival? La un festival internațional, da. În rest am mai participat la concursuri la nivel național. Și când ți-ai descoperit tu această pasiune, să zic? Această pasiune pentru șah mi-am descoperit-o la vârsta de 8 ani. Tinerii se bucură de susținerea autorităților județene, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu susținând întotdeauna latura educațională. Deplasarea copiilor a fost sprijinită și susținută de Consiliul Județean Mehedinți, care a susținut și susține copiii aparținând Clubului Sportiv Educație prin Șah din Drobeta Turnu Severin. La rândul lor, reprezentanții Clubului Sportiv Educație prin Șah, împreună cu toți părinții copiilor înscriși, aduc mulțumiri Consiliului Județean Mehedinți, Primăriei Drobeta Turnu Severin și Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, cât și lui Vlad Ungureanu, președintele Federației Mondiale de Șah în școli pentru sprijinul acordat.